Seara, Alex, se încheie așa perioada voastră bună cu această înfrângere. Ce nu a funcționat astăzi? Bună seara. Da, astăzi, sau mai nimic. A funcționat nimic astăzi, pentru că am jucat foarte slab, am cu gânduri foarte negre și nu prea știu ce să analizez, pentru că ne-au depășit la toate capitolele și la... Ok, calitate ca și calitate, dacă n-ai agresivitate, nu te bați pentru fiecare minge și nu alergi, se întâmplă să fii dominat la toate capitolele. La cum am văzut noi primul 11, fără un atacant clasic, părea că ați venit aici să vă apărați. Aceasta a fost tactica, să vă apărați în fața farului? Nu neapărat, pentru că ne doream să câștigăm, asta e clar, nu ne gândim niciodată să ne apărăm. Așa a fost echipa, contează mai puțin. Manchester City a jucat fără atacant o grămadă de ani și a câștigat toate campionatele. Deci nu contează, contează cum joci tu în pozițiile în teren. Dar da, ne-au depășit total, cred că măcar de ne apăram și închideam mai bine, dar nici nu ne-am închis cum trebuie. Și am luat gol, apoi am început puțin de banda, dar așa să mă gândesc în repriza a doua, cred că am început să mai jucăm și noi puțin, dar la 2-0 e mai ușor să joci când mai ai presiune, nu mai ai ce pierde. Și ei au redus motoarele și ce să zic, victorie care, o înfrângere care mă pune pe gânduri așa pe mine personal. Vă îngrijorează faptul că voi nu marcați foarte mult? Ok, apărarea nu a funcționat astăzi, dar de obicei funcționează, însă marcați destul de puțin. Da, nu știu care e tactica perfectă, adică nu e o tactică perfectă, asta e clar. Dacă ar fi, am alege-o. Am marcat puțin, dar am câștigat meciurile când trebuia, cu goluri puține. Deci mi-aș dori să marcăm puțin și să câștigăm meciurile în continuare. Doar că eu personal cred că trebuie să jucăm mult mai bine, pentru că, nu știu, așa am simțit din teren, n-am fost foarte bucuros nici pe meciul când am bătut pe Hermannstadt, pentru că fusese o victorie în ultimele minute cu puțină șansă. Cum ai simțit azi pe cei de la Faru? Pare așa o echipă de titlu? Nu, și nu aș vrea să fac acum comparații sau să-mi dau cu părerea. Sunt o echipă bună, tânără, au jucători foarte buni, au un joc foarte frumos, știm domnul Hagi ce antrenează și ce vrea să joace, dar sunt echipe puternice și CFR e o echipă foarte puternică. Au un buget enorm de mare pentru echipele din România și cred că o să fie greu să se bată cu ei, dar sunt echipă puternică. Le doresc baftă în viitor. Aminteai de CFR, urmează așa o dublă cu CFR, putem spune, în cupă și în campionat. Cum va fi pentru tine această săptămână, dacă îți dorești așa să demonstrezi ceva domnului Dan Petrescu? Mă lăsam de fotbal dacă voiam să demonstrez cuiva personal. Joc fotbal pentru că îmi place fotbalul, nu mă interesează să demonstrez altor persoane, pentru că mi-am demonstrat mie de-a lungul anilor. Din păcate, nu pot juca niciun meci în cele două, pentru că am o clauză în contract și Cluj va trebui să plătească. Bine, e undeva normal, pentru că cei de la CFR mi-au dat niște bani și probabil e normal. În rest, ce să zic, vor fi două meciuri dificile, știm, o echipă puternică care câștigă din puține ocazii, foarte agresivă în dueluri și va fi o săptămână de foc pentru noi, iar apoi vom avea cu FCSB. Deci ne așteaptă o perioadă grea, dar am zis acum gânduri prea negre și nu prea pot să gândesc în pozitiv și viitorul nu-l văd acum, dar sper peste câteva zile să gândesc altfel. Știu că ești un om sincer de fiecare dată. Cum vezi tu fotbalul românesc, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în Europa, cu CFR Cluj și cu FCSB-ul? Doamne, mie sincer chiar nu-mi place treaba asta, că sunt sincer, adică ceilalți oameni mint, eu asta nu-mi dau seama. Cei care vin la interviu mint, eu niciodată nu spun tot timpul ceea ce gândesc tu. Da, niciodată n-am și nici nu cum mă enervez, nu știu, când sunt văd... Sunt mai diplomați ceilalți. Când aud asta că e prea sincer, spune tot, mă pune pe gânduri, zic, bă, ce n-ai, mă, ceilalți oameni nu vorbesc sincer, mint. Da, într-adevăr, a fost trist pentru cei de la Steaua, meciuri fericite pentru CFR. Nu mai sunt acolo, nu dau din afară, așa, mi-e ciudat să vorbesc din afară despre ele, pentru că e urât să apară cineva să tot vorbească despre echipele la care a fost, chiar dacă la ambele, ok, la Steaua nu comparăm cu ce am făcut la CFR. Am doresc să fie echipele din ce în ce mai bune și să câștige toate echipele din România, să aducă puncte și să dezvolte acest fotbal și să fie din ce în ce mai bun, pentru că așa pare, în acest moment suntem departe și de anii trecuți în care spuneam că nu suntem bine. Mulțumesc! Și eu, ceau!